Lăudat să fie Domnul. Aș da orice. Dacă fratele mă ajută un pic să mai pună refrenul acesta puțin. Aș da orice să pot avea. Aș da orice să pot avea. Sau e strofa. Aș da orice să pot avea, măcar un strop din pacea ta. Aș da orice să pot avea iubirea ta în noaptea grea. Slăvit să fie Domn. Se pare că dacă ne rugăm pentru frați, și asta eu cu Domn am făcut-o și astăzi mi-a confirmat, că duminică m-am rugat pentru cei de aici, și pentru mine în seara aceasta e o seară de binecuvântare. E o seară când Domnul ne atinge în mod deosebit. Încă de la început, prezența Domnului e minunată aici, în locul acesta. Se cade să-i lăudăm numele, se cade să-l binecuvântăm pe Domnul nostru, care e plin de milă și de îndurare. Aș vrea să te încurajez în această seară să ne rugăm încă o dată, că așa cum spuneau frații noștri, marți, o seară de binecuvântare. E seara când sufletul se întâlnește cu Domnul. Lăudat să fie numele Lui. Binecuvântată să fie prezența Lui. Cred că niciunul dintre noi nu simte atingerea Lui minunată. În seara aceasta sufletul se odihnește în Domnul. Și o mare bucurie pentru mine să văd fețele voastre că luminează și radiază de bucurie. Cei care venim aici și vă vedem, vedem cum lumina Lui strălucește. Și dacă mai este o lumină care nu e aprinsă, Domnul o va aprinde. Lăudați să fie numele Lui. Încă de dimineață când m-am trezit cu versetul acesta care spune: nu te teme. Nu te teme, frate și soră, pentru că în cuvântul lui Dumnezeu este scris de 365 de ori: nu te teme. Și în fiecare zi pentru tine, când te trezești, Domnul strigă: nu te teme. Nu te teme. Nu te teme că Domnul va fi alături de tine, lăudat să fie numele Lui. Și poate vei spune în gândul tău și în inima ta și în ceea ce trăiești în fiecare zi: dar sunt atâtea lucruri și atâtea probleme în viața mea, cum să nu mă tem? Frați și surori, nu suntem oameni care nu suntem conștienți ceea ce se petrece în jurul nostru. Cea mai mare frică în secolul 21, ce n-a mai fost și nu s-a mai văzut, poate de când e omenirea, acest virus care atacă fără milă. Dar în seara aceasta, cuvântul Domnului strigă pentru tine și familia ta: nu te teme că eu sunt cu tine, eu îți vin în ajutor, mărit să fie Domnul! Câtă bucurie a produs cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am auzit în seara aceasta pentru fiecare suflet. Și așa de cunoscut este cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 20. Să te asculte Domnul în ziua necazului. Lăudat să fie Domnul. Aș vrea să deschid o paranteză și să aduc o imagine din cuvântul Domnului în scurte cuvinte, că trebuie să ne rugăm. Era un moment în viața lui Israel când era în război cu filiste, cu sirieni. Și în momentele acelea când era groază și era timp de război și toată lumea se temea, în Israel era un om al lui Dumnezeu care avea legătură cu cer. Și împăratul sirienilor a trimis să-l prindă pe Elisei. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu în seara aceasta, care El lucrează în chip minunat și face minuni
în viața ta și în viața mea. Chiar dacă războiul bate la ușă, chiar dacă virusul bate la ușă, pentru tine și pentru mine în seara aceasta, cuvântul lui Dumnezeu strigă: nu te teme, că eu sunt cu tine. Lăudat să fie numele Domnului. Cine vrea în seara aceasta să spună: Domnul e prezent în familia mea, căci am auzit că Dumnezeu a strigat în adunare, în izvorul mântuirii, că Domnul este la dreapta familiei mele și nu mă tem de niciun virus. Se spunea aici, a duminică dimineață, dacă ați fost atenți, că mai puțin și vine răpirea. De ce să ne temem de veștile care vin și ne bombardează în fiecare zi? Televiziunea, mass media, ziarele, internetul. Va veni un întuneric mare și să ne păzim și să avem merinde și nu. Frați și surori, noi care avem peste 50 de ani, am trăit și știm ce înseamnă să trăiești cu lampă, cu lumânare, eram copii și Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Să fie pentru tine și pentru mine o bucurie că vine Domnul. Și să ne rugăm lui Dumnezeu, așa cum am auzit, dacă mai țineți minte, că răpirea, și așa și doresc și eu, și așa și susțin, răpirea să fie înainte de necazul cel mare. Slăvit să fie Domnul! Haideți să ne pregătim, haideți să punem umăr lângă umăr, să ne venim în fire și să credem din toată inima noastră că dacă atunci când se va striga pe norii cerului Dumnezeu să-și ia biserica, tu și familia ta și familia mea să întâmpinăm pe Domnul în văzduh, lăudat să fie Domnul. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului, că vreau să scurtez să ne rugăm, că mai sunt și alți frați care vor aduce un îndemn, dar aș vrea, așa cum am zis de cuvântul acesta, nu te teme, în momentul cu aceasta ne vom ruga Domnului, în momentul când ne-am pus pe genunchi la prima rugăciune, nu spun că a fost o vedenie, dar așa am simțit și așa am văzut. Pentru că sunt multe inimi aici, care unii dintre noi au lăsat crucea jos. Și Domnul spune în cuvântul Lui, cine vrea să mă urmeze, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. În timp ce ne rugam, Duhul Sfânt a spus în inima mea să vă spun, ia-ți crucea din nou, chiar dacă e grea, chiar dacă problemele sunt grele și spui că nu mai poți să o duci până la capăt, fratele meu și sora mea, gândește-te că la capăt te așteaptă Iisus cu mâinile deschise. Și a fost o poezie care spunea că unii care mergeau cu crucea în spate, pe drumul acesta nevoios, cu pietre, cu probleme, cu necazuri, cu boli, cu probleme și fel și fel, când ajungeau cu crucea acolo la capăt unde trebuia să ajungă în fața Domnului, unii care au tăiat din cruce nu mai puteau să o pună pe prăpastie. Dar în seara aceasta e momentul, în familia ta și în familia mea, să ne luăm crucea în fiecare zi și să-L urmăm pe Domnul și să spunem: Doamne, îți mulțumesc pentru crucea aceasta pe care Tu ai hotărât să o am. Lăudat să fie numele Tău! De astăzi, Doamne, așa cum scrie în cuvântul Tău, eu și familia mea vom lua această hotărâre, așa cum ai spus Tu, fiecare zi Te vom urma, Doamne, și vom fi alături de Tine. Binecuvântat să fie Domnul!